Bine acum de la vreme. Asta mă înțeles. Dar ea ploaia va să fie și asta va să fie o zi frumoasă. Corect. Chiar dacă avem și eclipsă și adică mai bine
iată că de data aceasta, fiindcă sincer, în mod normal, mi-am dorit, fiindcă de când avem această emisiune, eu cu viața n-am avut posibilitatea efectiv să fim doar noi doi și să discutăm problemele din comunitate. Și la televizor. Da. Dar dacă vrei o pauză, Nu, am făcut și această invitație. Dumneata să fie alături de noi în această plăcută după amiază de ploioasă și de ploioasă. Pentru a discuta neoane, fiindcă sincer ne interesează în mod concret ca dumneata să ne spui, fiindcă în ultima vreme am văzut că implicarea dumneavoastră cel puțin de rom și cu pregătirea asupra celor de vârsta a treia, cu toate că dumneata ai 18 ani, dar ai dorit să te axezi pe acest segment. Datorită experienței bine a zis și fratele nostru Firai, cum conștientizează te vezi ce înseamnă că l-am adus până în vii cu completări. Ia nu-l lași. Bine, te rog. Înainte de a fi
fapt nici Dumnezeu nu poate să pece pe toată lumea. E normal asta. Da, ne uite un om de cinste de onoare. Dumneavoastră,
genius. Ce
majoritar, eu știu, face orice altceva, imediat îl puneam, nu se pare un aprendat, pentru că până la urmă noi trăim împreună. Cum existim la o la altă, suntem... Și nu existim pe planeta asta aici, face chiar dacă se vorbește că nu e
să spunem, antipatic. Nu crezi că le câștigăm. Și datorită comportamentului nostru prin exuberanța pe care încercăm să o dovedim și în același timp majoritarii să-și creeze o falsă identitate fiind despre noi, fiindcă sincer să fiu, chiar dacă și eu fac parte din comunitatea de țigani și sunt născut între de
tura de mijloc, că suntem și la mijloc. Pentru aceea de ce mai există atunci? Pentru că hai să luăm clar. Din acea categorie fac parte foarte mulți care sunt căsătoriți cu românce sau români și n-ar mai trebui să existe, dar din contră. Asta e mult mai mare și nu înțeleg de ce atâta presiune față de noi. Da, v-am spus, mie cel puțin mi se pare că lucrul ăsta cine e un nu știți, stai să spune. Lucrurile bune în relief.
profesor bun, degeaba spune că până la urmă domnul Păun s-a impus mai bine ca toți. Cel puțin decât te cunosc eu. Să
spectatori și puteți vedea, am participat într-un număr extraordinar de mare, un mic, un mare, indiferent de vârstă. Nimeni. Dar tu să ai liniștea
Sâmbătă am fost noi la evenimentul la Casa Română. Vine. Iată că nu s-a vorbit nimic de
sunt și oameni care spun care de acolo sigur au spus ce caută ăștia. Am simțit și eu lucrul ăsta. Da, da, și eu am simțit asta un pic de... Dar ce caută ăștia. Să nu sunt atât de
foarte la modă, se plătește foarte scump să mergi la solar în ziua de azi. Și la plajă. Care
că toate aceste mici certuri pentru noi sunt constructive. De ce? Pentru a greși este ceva omenesc. Dacă nu am greșit, exact cum am spus un pic mai degrabă, am venit cu o regie. Mai degrabă ar fi în momentul bine, asta și în condiții în care să aibă și dreptate, să ar putea să, dacă nu trebuie să ne luăm chiar după, adică la urmă
bani. La
adevărat. Nu poți, n-ai cum să te dezvolți, pentru că tehnologia asta avansând odată cu ea trebuie și noi. Pentru că asta în urma majoritatea lor, așa se spune, vezi, Doamne, dacă nici n-am timp să venim la nivel.
singurul care își face vioara. Vezi, fără să vrei, ai adus în discuții. Chiar trebuie copilul la problemă. Despre tema emisiunii noastre, tehnologia. Iată că... L-am întrebat efectiv. Da. Ce te-a făcut să... Într-adevăr, să se trage într-o familie de mari muzicanți, unele evenimente ale voastre.
trăiască să trăiască și multă sănătate vă doresc și eu împreună cu invitații mei din platoul postului nostru local TV Giurgiu. Deci, cealalt, iată că un majoritar dorește să participe efectiv la multe evenimente
care vin în sprijinul comunității noastre de români. Sunt oameni care până la urmă au înțeles de-a lungul timpului că țiganii sunt stigmatizați. Mă, frate, nu-i face parte, spun și nu spun în mod intenționat să creadă că aș încerca într-un fel sau altul să fac o reclamă domnului vice al spiritual și pentru asta tot respectul pentru dumneavoastră. M-am învățat și m-am învățat lucruri bune. Cum de fapt și domnul deputat Nicolae Florian m-am învățat lucruri bune și vreau să spun că acești oameni și cum am spus-o de-a lungul emisiunilor virai, dovedit-o și o dovedim că mare parte se schimbă. Probabil trebuie. De ce nimeni nu încearcă să zică băi, oameni buni? Ce proiect putem să desfășurăm? Nu, asta e treaba. Comunitate. Nu, eu sunt de acord cu tine. Nu, sunt de acord cu tine. Să
lungul timpului multe proiecte care erau destinate țiganilor noștri erau făcute de altcineva. Căruța, fiindcă căruța pentru noi
reprezentativă pentru comunitatea. Din cauza aceasta și roata aceea care este pe este o roată de căruță, fiindcă noi de-a lungul direct
cap și cu mâna pe inimă, dar trebuie să ne gândim la copiii noștri. Și la nepoții noștri care vor veni. Prima am zis absolut. Ce să nu fac ceva ca lui să fie mai ușor? Corect. Și să... Și nu... Nu... Am dorit, stimați-le spectatorul, să nu ne credeți. Cam în același
de de
au adus aportul pentru a le primi acești copii câteva ani. Așa ne trebuie cu oamenii să fie respectați de comunitatea de țigani și nu să se impună ei, cum am mai spus eu și spuneam unii cu son aici. Trebuie să fac o precizare.
aduce și pe acestea la cunoștință, fiindcă o parte dintre ei nu au primit. Și este vorba de cei care chiar se impunea să primească. Să vă spun că
mă virai acum, că spui și eu ție. Da? A dat curs acestui să spun și de ce. Nu, stai o secundă și te voi lăsa să-ți exprim și tu până la urmă bucuria. Însă, stimați telespectatori, iată că de
să le duc acasă, să vină cu ele, ca și când părinții lor care vreau să mai spun, iar am rămas că sunteți
Sunt mulți care o urmăresc în reloare, să știi. Iată, Marius, vreau să înțelegi că prin această emisiune sau din acele povești de mult
cinste comunității familie. Unde noi ne trăim existența tot timpul și încercăm să prevenim aceste lucruri. Ei, iată că într-un fel sau altul și datorită aceste tehnologii
Demetrijanes. Să vedem la sediul